supărat tuturor problemelor, a rămas credincioasă Domnului. Familia aceasta poate să spună că eu și casa mea și soția mea vom sluji și soțul meu vom sluji Domnului. Tare drag mi-a fost de sora mea, ori de câte ori venea la rugăciune în casa Domnului, luni, miercuri și sâmbătă, nu odată am auzit-o rugându-se în felul următor. Doamne, îți mulțumesc că eu și ortacul meu, așa de drag mi-a fost să aud după atâția ani de fernicie cuvântul ăsta. Eu cu ortacul meu am rămas credincior Domnului și te slujim. Omului Dumnezeu predică cuvântul Domnului în mijlocul aeropagului din Atena și spune așa: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a venit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prietena mea, în fața lui Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor, în fața Domnului Iisus Hristos, care într-o zi a murit pe Golgota pentru păcatele noastre, în fața Duhului Sfânt, care este prezent aceea, este Mântuitorul sufletelor noastre, în fața Bisericii răscumpărate prin jertfa Domnului Iisus și în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb și te mărturisesc, dacă crezi că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumneatare personal. Pe baza mărturisirii credinței dumneatare și la porunca Domnului, eu vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cerul, binecuvântăm numele Tău pentru dimineața aceasta de har.
Mulțumim pentru cei doi care au intrat în apă. Mulțumim, Doamne, pentru că au ales calea aceasta. Doamne, îți mulțumim că ai chemat din lumea aceasta și a rămas credincior, Doamne, ție. Doamne, te rog în continuare, în numele Domnului, să-i binecuvintezi pe ei, să binecuvintezi familia lor, să binecuvintezi neamurile lor. Doamne, te rog din toată inima pentru cei care au fost aici și încă stau nedumeriți, stau nepăsători. Doamne, îndură-te și lucrează pe om. În numele Domnului îți mulțumim pentru cuvânt. Mulțumim pentru cântare. Mulțumim, Doamne, pentru tot, absolut totul. Și harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți acum și în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă fac o cântare din care biserica este.